furat banii, am lucrat, am făcut, am plătit impozite. Toți știu, cred clar, bani fost trecuți prin agrobancă. Și am pus bani, am pus în săfieuri. Sară, într-o sară sunt bani furați. Bani buni. Sunt Moldova. Țară minunilor. Eu nu înțeleg. Cum așa am pus bani și banii au dispărut? Este un furt organizat din interiorul Dâncii. Deci noi asta am vorbit, am anunțat prima dată pe data de 29 iulie la conferința de presă. Acum noi avem și mai multe probe care vin să întărească această învinuire. Până la urmă, solicitările noastre au fost auzite de organele de drept și a fost pornit proces penal împotriva băncii. De ce noi considerăm și avem toată tărie de a învinui banca? Deci, hoții au pătruns în bancă în momentul în care alarma băncii era deconectată, în sensul că nu a fost conectată. Deci, în momentul când s-a închis pe data de 5 iulie, da? 6 iulie. Pe 6 iulie, când s-a închis banca, ea s-a închis cu alarma nepornită. De ce pot să știau? Că ea nu este pornită și a intrat nestingheriți. Al doilea, a doua probă este faptul că în geam s-a perforat o gaură la un punct foarte clar determinat. Ei știau sistemul de furnicătură, știau cum să deschide. Uitați-vă că este acolo poza, dacă să filmați pe plăcat. Deci știau cum se deschide geamul. Și a treia probă este că hoții au stat în bancă 3 ore. Deci niciun fel de hoț super profesional nu stă în bancă 3 ore. Știm că nu vine nimeni după nisul cu grupul operativ. Deci a fost un furt organizat. A doua capăt de acuzare este faptul că banca neglijentă a păstrat bunurile clienților. În sensul că nu corespunde standardelor tehnice. Gratele foarte subțiri, ușile neconforme, geam necorespunzător, tezaurul caselor de siguranță necorespunzător. Noi vom comanda o expertiză criminalistică pentru a demonstra aceste lacune. Chiar și compania de bază Media Security s-a adresat la compania de asigurare pentru a studia într-un mod eventual pentru litigiul judecat dacă compania răspunde. Deci răspunsul companiei de asigurare a fost că compania de asigurare nu răspunde pentru acest furt, pentru că banca nu a înregistrat tehnic conform standardelor filiala BNCAD. Și la toate aceste încălcări, banca știind că ele există, ține oamenii în drum, caut soluții doar pentru a prelungi într-un termen nelimitat această stare a clienților, este un probleme. Clienții deja au probleme medicale foarte serioase, confirmate cu certificate medicale. Au probleme în familie, pentru că banii sunt comuni, nu sunt personale. Care au vândut teren, care au vândut apartament să se mute și trimează banii acasă. Clienții au probleme mari. Banca a hotărât să iei o poziție de tăcere, de negare a intereselor clienților să păcubiți și arată fațelor adevărate. De ce protestul o să dureze non-stop până când o să fie scrisul ăsta? Din toate camerele video a funcționat doar una, care era în fața băncii. Doar o videocameră. În rest, nici o videocameră nu a funcționat. Банк заявил о том, что было каждому потерпевшему выдано по 500 тысяч. Дело в том, что у нас было 84 или 86 человек, 86 ячеек, и только 19 человек, которые мы, у нас была, сумма превышала 500 тысяч, да, и нам выдали по 500, но всем остальным выдали, кому по 100, кому по 50, у кого сколько было. То есть не всем 84 было выдано 500, чтобы люди просто понимали. Только вот этой малой доли людей, которые продолжают протесты, потому что у нас осталась большая сумма в банке. И по вине банка мы лишились того, что копили годами. Не платят куски соль. И не говорите факту, куча земля за бухару пенал, но и кунашки на диверу. Черем бани на пой! Черем бани на пой! Черем бани на пой! Oferta că garantați, dar până la urmă în contract n-a stipulat aceasta, dumneavoastră repede ați luat și ați șters totul de pe site-ul dumneavoastră, publicul nu era scris, stipulat că garantați.
Toate că ca să vă informăm, noi avem toate screenshot-urile, avem toate dovezile documentate, care până la urmă instanța de judecată, dacă vă trebuie, vă demonstra că totul ați făcut-o cu rea credință. Oamenii au venit la dumneavoastră cu încredere, dar până la urmă au rămas fără bani, numai cu promisiuni. Promisiuni că vom rezolva, vom rezolva. Așteptăm glavoi o rezolvare, o soluționare cât mai rapidă acestui caz. Regretabil. Întorceți-vă, ocupați la clienți.